Într-o singură zi, la secția de pediatrie a Spitalului Județean Târgu Jiu au ajuns peste 50 de copii cu simptomele unei răceli puternice. Mulți dintre cei consultați nu au necesitat internare, însă au fost și cazuri mai grave. Situația este îngrijorătoare, spun medicii specialiști. Imediat după începerea anului școlar s-a înregistrat o creștere semnificativă a îmbolnăvirilor. Se constată o creștere a frecvenței adresabilității părinților cu copii bolnavi în spital, efectul colectivităților, care știți foarte bine că de 2 săptămâni au început funcționarea colectivităților. Copiii care prezentau forme mai grave ale bolii au fost internați în spital. A răcit și a făcut febră și am venit și sub tratament la domnul doctor. De ieri este. Am alergat cu copiii la școală, am avut niște stări de vomă, nu ne-am putut opri, am încercat acasă, nu s-a putut și într-un final am ajuns aici. Pentru a evita răspândirea virusului, doctorii consideră că este indicat ca în perioada de tratament cei mici să rămână acasă. E bine ca și recomandări ca copiii care prezintă semne de boală să fie ținuți acasă, să nu fie duși în colectivitate unde sunt o sursă de contagiozitate pentru ceilalți copii. Măsurile de tratament nu impun administrarea de antibiotice. Virozele respiratorii sunt întâlnite mai ales toamna. Boala reprezintă o afecțiune acută a căilor respiratorii.